Timp de 3 minute zilnic vă prezentăm cât și ce muncesc parlamentarii din fiecare județ. Vă arătăm cu argumente dacă se justifică sau nu sumele pe care le încasează lunar din bugetul statului. Astăzi avem în vizor activitatea Ioanei Bran, aleasă în circumscripția electorală numărul 32 Satu Mare pe listele PSD. Ioana Bran este la primul său mandat. Ocupă și funcția de ministru al tineretului și sportului. Înainte să ajungă în Parlament, a fost consilier județean, director economic, economist și piaristă a distileriilor Bran, afacerea familiei sale. Din 2016 este vicepreședinte PSD și președinte al TSD Satu Mare. Până în februarie 2018 a fost secretar al biroului permanent din Camera Deputaților. Ce mă recomandă? Dincolo de experiența managerială, cred că faptul că sunt cel mai tânăr ministru desemnat în acest guvern, poate fi un avantaj pentru autoritatea de sport și tineret. Ioana Bran este fiica cea mică a milionarului din Satu Mare, Ioan Bran, patronul distileriilor Bran, cele care produc palinca de export Bran. Atât ea cât și fratele ei, Daniel Bran, au fost introduși în politică de tatăl lor, un influent om de afaceri cu legături în politică. Conform Hot News, fratele Ioanei, Daniel Bran, a fost reținut în 2013 de DNA pentru mită în valoare de 400.000 de euro de la un denunțător, lăsând să se creadă că are influența asupra unui magistrat din cadrul DNA Oradea, pentru a-l determina pe acesta să dispună o soluție favorabilă într-o cauză penală, respectiv scoaterea de sub urmărire penală a denunțătorului. Bran a fost condamnat în 2015 de Curtea de Apel București la 2 ani de închisoare pentru trafic de influență. Daniel Bran a fost consilier al lui Daniel Constantin, pe când acesta a fost ministru al agriculturii. În ceea ce privește activitatea Ioanei Bran, ea a muncit ceva mai mult decât alți colegi parlamentari care sunt la cota de avarie. 37 de luări de cuvânt, 7 luări de cuvânt în biroul permanent, 2 întrebări și interpelări, 37 de propuneri de lege inițiate și o moțiune. Durata luărilor de cuvânt ale deputatului PSD Satu Mare a fost de nici mai mult, nici mai puțin de 8 ore, 18 minute și 21 de secunde. În calitate de ministru, iată ce declara acum 3 săptămâni despre alocația de hrană de 25 de lei pe zi a sportivilor. Este o situație reală. Desigur, nu, poate că nu reușești să, de acești 25 de lei să-ți iei cea mai bună hrană. În... Cărieași probabil are vreo 30, cam ceva de ce. Un oficial al statului român, în momentul în care pleacă într-o delegație, are 17 lei diurnă pe zi. Din decembrie 2016, de la validarea ca deputat și până acum, a avut 2461 de voturi. Aceasta înseamnă că prezența sa la vot este de 74%. Pentru anul trecut, parlamentarul din Satu Mare a declarat venituri totale de 147.810 lei din activitatea în Camera Deputaților. Este momentul acum să aflăm care sunt punctele tare ale deputatului PSD Satu Mare. Fidelitate partidului din care face parte, declarații politice în număr mare, prezență ridicată la vot. Punctele sale slabe sunt următoarele: propuneri legislative puține, provine dintr-o familie cu probleme penale și dezinteres pentru județul pe care îl reprezintă. Pentru activitatea din primul său mandat, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 6 deputatului PSD Satu Mare, Ioana Bran.